Doamne ajută, dragi telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Iubite voi, Doamne. Suntem în luna decembrie. Suntem în luna aceasta frumoasă, pregătitoare pentru marea sărbătoare a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Numărăm zilele până la sărbătoarea Crăciunului, numărăm și zilele până la sfârșitul școlii, cei care sunt școlari, profesori, dar le numărăm în sensul bun al cuvântului, pentru că ne dorim să avem roade și să avem note bune și să aducem un strop de bucurie celor care sunt în nevoie. Ne-am propus în cadrul emisiunii noastre să vorbim mai multe lucruri. Lucruri de folos, lucruri care ne zidesc sufletește și ne ajută să ne apropiem de Bunul Dumnezeu, împlinind porunca crucii, adică să nu uităm și de aproapele nostru. Este brațul orizontal al crucii. Avem nevoie să fim alături de cei în necaz, în lipsuri. Am spus că avem nevoie pentru că ne dăruiește Dumnezeu o bucurie care nu-i pământească atunci când ajutăm. Și avem în ajutorul nostru pe Sfinții lui Dumnezeu, pe Maicuța Domnului, avem în ajutor pe oamenii de bine, pentru că știm că Dumnezeu lucrează prin oameni. Chiar pagina Sfintei Evangheliei vorbește despre Iisus Hristos, Dumnezeu și omul. Sfinții sărbătoriți săptămâna aceasta au fost oameni cărturari care s-au pus în slujba lui Dumnezeu și în slujba aproapelui. Ne-am propus în cadrul emisiunii noastre, ca în prima parte, să vorbim de pagina Sfintei Evangheliei, adică genealogia Mântuitorului, apoi să ne referim la Sfinții Săptămânii, Sfântul Mitropolit Dosoftei sărbătorit pe 13 decembrie, Sfântul Proroc Daniel pe 17 decembrie și Sfântul Daniel Sihastrul, duhovnicul Sfântului Voivod Ștefan cel Mare de pe 18 decembrie. Iar în partea a doua o să vorbim despre un eveniment mare care va avea loc săptămâna aceasta. Este balul de caritate de la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava. Un bal de caritate se dorește strângere de fonduri, de bănuți, pentru a ajuta Câmpulungul moldovenesc, mai exact Freamăt de Speranță. Este un centru acolo unde sunt tămăduiți, unde sunt îngrijiți copilașii bolnavi, sunt ajutați să iasă pe picioarele lor de acolo. Sunt îngrijiți copilașii, viitorul țării și al bisericii. Haideți să le dăruim putere ca să poată să meargă pe picioarele lor. O să avem invitate două eleve de acolo, de la Colegiul Național Petru Rareș. În prima parte a emisiunii spunem să rămână și bine ați revenit în cadrul emisiunii noastre. Îi spunem părintelui profesor Aristarcu Jocar. Slăviți să fie Domnul, fiți binecuvântați, Doamne ajută! Așa cum suntem de obicei, foarte pragmatici, o să fim și foarte simpli, o să dau citire paginii Sfintei Evanghelii, e vorba de genealogia Mântuitorului, Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 1, versetele de la 1 la 25. Este vorba de spița neamului Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Spune așa Sfânta Scriptură. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom, Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Naason, Naason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boaz din Rahav, Boaz a născut pe Iobed din Rut, iar Iobed a născut pe Iesei. Iesei a născut pe David, regele. David a născut pe Solomon din femeia lui Urie. Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram, Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia. Iosia a născut pe Iehonia și pe frații lui la strămutarea în Babilon. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel, Salatiel a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, iar Eliachim a născut pe Azor. Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, iar Matan a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iosif, din logodnicul Mariei din care s-a născut Iisus Hristos, care se cheamă Mesia. Așadar, toate neamurile, de la Avram până la David, sunt 14. De la David până la strămutarea în Babilon, sunt 14.
Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Părinte profesor, am ținut neapărat să citesc toate aceste nume din Vechiul Testament, pentru că e vorba de spița neamului lui Iisus Hristos. Câtă importanță nu dăm și noi? Pe tată îl cheamă așa, pe bunicul, pe străbunicul. Acel om face parte din neamul și dă numele, care are o istorie, are veacuri de existență și veacuri de rodire în societate. Aș vrea, părinte profesor, foarte pe scurt să le explicăm dragilor noștri telespectatori, pentru că societatea ebraică, vedem, era una patriarhală, de ce totuși în genealogia ebraică a Mântuitorului apar persoane străine de neam, apar desfrânate, apar femei pomenite. Știm din analele ebraice, de la sinagogi, din documentele vechi, nu se îngăduia niciun nume de femeie în genealogie. E adevărat, pentru că observăm, Avram a născut pe Isaac. Nu poți să nască un bărbat alt bărbat. Existau femeile care nu erau trecute în anale, în cronici, erau tot, pentru că era la modul patriarhatul. Bărbatul era șeful casei, era judecătorul casei, era preotul casei. De la Moise încoace se, preoția se instituționalizează într-un mod dumnezeiesc. Până Moise vorbim de altceva. Iar în spisa de neam, în genealogia Mântuitorului, apar personaje străine neamului evreiesc, să se arate că Mântuitorul a venit să mântuiască întreg neamul omenesc, universalitatea mântuirii, n-a venit doar pentru evrei. El nu s-a născut doar din coapsele evreilor, ci era aparținut tuturor neamurilor. Și primul personaj străin în genealogie este Rahab, desfânată din Erihon, așa. Moise a murit pe muntele Nebo, urmașul lui Iosua a uitat de pe muntele Nebo către țara sfântă ce a făgăduit de Dumnezeu lui Avram și prin Avram poporul ales și a trimis să-i scoade, să vadă cum sunt cetățile, cum e armata, cât de înzestrată este, cât de percepută este, ca să știe cum să abordeze lupta împotriva tuturor cetăților și ca să țara să fie cucerită pas cu pas. Erau gata să fie prinse și atunci o femeie desfrânată, săracă, o prostituată, ea a ascuns iscoadele pe sub pap unde a putut și ea și ostașii au căutat iscoadele și negăsindu-se s-au dus în altă parte. Și astfel iscoadele au ajuns la Iosua și au povestit ce s-a întâmplat cu ei, iar Iosua când a intrat în Canaan și a început demolarea tuturor orașelor, când a ajuns la Erihon, a cruțat-o pe Rahab. Și-a luat-o cu el în neamul evreiesc. Rahab s-a căsătorit cu Salmon, din care a ieșit Boaz. Vă rog să rețineți numele acesta, Boaz. În vremea aceea, Elimelech și Noemin aveau doi fii, Mahlon și Chilion, care s-au căsătorit cu două moabitenți, cu două femei străine de neamul evreiesc. E vorba de Rut și Orfa. Mahlon și Chilion au murit, Orfa și Rut au rămas văduve. Orfa s-a ținut morții să se întoarcă în Moab, în țara natală, iar Rut a zis lui Noemina, eu te iubesc ca pe mama mea, te rog să nu mă alungi. Și a rămas în casa evreilor. Și Boaz s-a căsătorit până cu voia lui Dumnezeu cu Rut, din care a ieșit Iesei, pe Obed și apoi David. Iată, vedeți, David. Și al treilea personaj străin de neamul evreiesc este Batsheba, soția lui Uri Heteul. Hitiții erau un popor foarte războinic, Sulpiluluma, marilor domnitor, au ieșit pe arena istoriei în urma unor calamități așa, politice și nu culturale și a rămas Rut lângă Noemina. Și apoi Rut s-a căsătorit cu Boaz, în care s-a născut Obed, Iesei și David. Iar David, ca să revin, s-a căsătorit cu Batsheba, trimițându-l la luptă pe Urie, Heteul, cel mai viteaz și mai devotat general al său, și a sfătuit pe oșteni să-l lasă singur ca să moară, se poate lua de concubină soția lui, pe Batsheba. Așa s-au întâmplat lucrurile, a luat-o pe Batsheba, din care s-a născut un copil care a murit și apoi Solomon. Și David a fost mustrat de Dumnezeu pentru nelegiuire, pentru desfârșit și pentru ucidere și el a compus Psalmul 50 peste s-a pocăit. Se citește această pagină a Sfintei Evangheliei în fiecare biserică, duminica aceasta, înainte de nașterea Mântuitorului. Chiar simbolul Sfântului Evanghelist Matei este omul, pentru că începe cu spița neamului lui Iisus Hristos, Dumnezeu și om. Sunt foarte importante aceste genealogii și aș vrea să fac remarca aceasta ca să priceapă dragii noștri telespectatori că prin Hristos, Dumnezeu, omul, deci Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Răscumpărătorul, Izbăvitorul,
s-a redăruit femeie demnitatea ei, atât în familie, cât și în societate. Iată că la noi în creștinism, prin Sfânta Taina Cununiei, relația dintre bărbat și femeie capătă statutul de taină, iar prin participarea la nunta din Cana Galilei, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a binecuvântat, iată, relația dintre bărbat și femeie și spunem, nu răspicat, spunem ferm, creștinește, în cadrul căsătoriei sunt egali, iar femeia prin nașterea de prunci se mântuiește mai ușor. Sunt egali, conjugal, de la con iugum, trage în jug, doi boi trag în jug, dacă unul se lasă pe tânjară, celălalt nu mai poate trage. Deci soțul, soția trag în jugul căsătoriei ca să meargă treaba bine, copiii să fie sănătoși, să fie educați și așa mai departe. Mai avem o genealogie de asta dată în imagini, la Voronezi, pe peretele sudic, am fost ghid acolo 3 ani, arborele lui Eseu. Genealogia de la Matei începe cu Avram, la Voronezi cu Iesei, tatăl lui David, și sunt peste 100 de personaje. Din pieptul lui Iesei răsare un copac uriaș pe crengele căruia sunt fixate cele aproape 100 de personaje care alcătuiesc spița genealogică sau arborele genealogic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De ce? De ce arborele genealogic? Ca să ne arate nouă că Mântuitorul, recapitulându-ne pe noi în sine, toți oamenii din fața întregului pământ, ne-a recapitulat virtual în sine, a murit pe cruce în locul nostru și intrând în stare de jertfă la Tatăl, ne-a înălțat și pe noi în slavă și avem posibilitatea să fim Dumnezeu după har, ceea ce este Dumnezeu după fire. Pe lângă alte documente, izvoare istorice, genealogia ne atestă faptul că Iisus Hristos a fost o persoană reală, o persoană istorică, o persoană care a existat cândva, asta ca să răspunde și celor care poate și închipuie că nu a existat cu adevărat. Deci avem izvoare, documente, la loc de cinste sunt aceste genealogii. Plinius, Tacitus, Suetonius, apoi și, eu știu, scriitorii păgâni. Chiar dacă au vorbit denigrator la adresa Mântuitorului, n-a făcut decât să îngrimeze, să facă publicitate iertare. Adică să-l ateste. Să-l ateste și să arate lumii că a existat cu adevărat. Nu este o ficțiune, nu este un mit, nu este o legendă, nu este un vis, nu este produsul minții halucinante apostol, ci este o persoană reală, istorică. Despre genealogia Mântuitorului pe scurt și vă recomandăm să citiți Noul Testament începând cu primul capitol din Evanghelia Sfântului Matei pentru că apoi după genealogie se istorisește evenimentul nașterii Mântuitorului și toate celelalte lucruri și evenimente mântuitoare din istoria omenirii. Despre Sfinții Săptămâni aș vrea să amintim, Părinte Profesor, să fim la fel de pragmatici, Sfântul Proroc Daniel. Cel care a fost luat captiv în Babilon, sărbătorit de biserica noastră pe 17 decembrie, câte minuni a făcut el acolo, încât mulți dintre păgânii de acolo s-au convertit și au crezut în Dumnezeu cel adevărat. Nici un proroc nu este bine primit în casa sa. Ieremia a murit în Egiptul și în conațional, Ezechiel în exil și Daniel în Babilon. El a trăit în Babilon toată viața lui, fiind hrănit cu verdețuri, era mult mai frumos decât cei hrăniți cu multe desfătări. A ajuns în groapa cu lei, lei nu l-au mâncat pentru că Dumnezeu a căutat la puritatea și la nevinovăția sa. Era descifrat acele mene, mene, tekelu, farsin, acea mână care a scris pe perete, numărat, împărțit și rupt. Și tot el a fost aruncat în flăcări cu cei tretini și a ieșit nevătămat. Daniel în Babilon. Avem și icoana cu Sfântul Proroc Daniel și cu cei trei tineri care, fiind aruncați în cuptorul de foc, simțeau răcoreală. E minunea lui Dumnezeu. Sfântul Proroc Daniel, unul dintre cei 4 proroci mari, alături de Isaia, Ieremia, Ezechiel și Daniel este ultimul. De la el ne-a rămas profeția despre Mântuitorul, că a spus exact timpul când se va naște Mântuitorul, 70 de săptămâni de ani vor trece. Și tot ne-a arătat acea piatră care, răsogolindu-se, se face mare, mare de tot și mătoră și sfârmă tot în care se vorbe de biserica, cea care va fi se va așeza pe mormanul de dărâmătoare a sinagogii ebraice și a capeșitorilor păgânești și va cuprinde toată lumea. Deci acea piatră uriașă care va cuprinde la sânul ei pe întreaga lumea, este biserica. Iar pe 18 decembrie sărbătorim pe Sfântul Daniel Sihastru. Este Sfântul nostru de aici, moldovean, marele pusnic care a
sihăstrit și în codrii Putnei și spre sfârșitul vieții în codrii Voronețului. Vorona, da, de ce înseamnă... Voroneț, da. Și a fost sfetnicul, adică duhovnicul Sfântului Voivod Ștefan cel Mare. Este arhicunoscută imaginea cu Sfântul Ștefan care vine dărâmat după înfrângere, rănit, nu știa ce trebuie făcut, lipsit de curaj, parcă nu mai era voievodul acela curajos, și vine și așteaptă la ușa chiliei Sfântului până termină sihastrul rugăciunea și apoi este muștruluit, este certat, dar constructiv, da? Nu l-a demoralizat mai tare, ci l-a ambiționat și a spus: cum? Tu care ești slujitorul lui Dumnezeu, tu care ești voievod uns peste acești români și peste răzeșii tăi aici, așa, cum? Tu nu mergi mai departe și pe vrăjmaș să-l înfrângi? Și a dat putere mare. Asta este lucrarea unui duhovnic iscusit prin care lucrează Dumnezeu. Mulți filologi au spus că Voroneț vine de la Voronă, Voronă, la genitiv, care înseamnă vultur. Valea vulturilor se numea înainte Voroneț. Aici a avut o chilie Sfântul Daniel Sihas, spomenit, și care nu s-a dus în fața domnitorului să-i dea sfat sau, să, cum a spus, să-l dojenească cu bunătate, până și a terminat rugăciunea. Deci prioritatea este legătura omului cu Dumnezeu, este prioritate în viața lui și apoi cu semenul. Avem și icoană cu Sfântul Daniel Sihastrul, Sfântul nostru moldovean, acum 650 de ani a trăit și, potrivit legendei, el este acela care l-a sfătuit pe Sfântul Voivod Ștefan cel Mare să construiască acolo un codri Putnei, mănăstirea unde își doarme somnul de veci Sfântul Voivod Ștefan cel Mare. Iată-l pe Sfântul Daniel Sihastru. Mormântul cu moaștele sale se află la mănăstirea Voroneț, exact cum se intră după pridvor, în partea dreaptă, acolo în pronaos, este mormântul Sfântului Daniel Sihastru. Cu toții știm legenda că a tras Sfântul Voievod Ștefan cel Mare cu arcul și săgeata într-un paltin, departe, acolo în inima codrului, și în locul unde săgeata a ajuns în paltinul acela, s-a zidit prima oară altarul bisericii și apoi toată biserica mănăstirii Putna. În conștiința colectivă a românilor, dintotdeauna a fost sfânt. Cu toate că de recent a fost trecut în rândul sfinților. Deci nu s-a instituit sfințenia, ci s-a oficializat, s-a legalizat ceea ce s-a petrecut în atâtea veacuri. Și nu putem să nu amintim de marele cărturar, mitropolit al Moldovei, Sfântul Mitropolit de Osoftei. I-am dedicat și un titlu special și mulțumesc, regie, că sunteți pe fază. Deci Sfântul de Osoftei, Mitropolitul Moldovei, sărbătorit pe 13 decembrie, mare evlavie. Dacă în 2005 el a fost canonizat, trecut în rândul sfinților, eram student în anul 3 la Iași, la Facultatea de Teologie, și 2 ani mai târziu, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Pimen, am pus pe picioare Asociația culturală care poartă numele Sfântului Ierarh Cărturar Dosoftei, Mitropolitul Moldovei. Iată 15 ani de activitate ale acestei asociații. O să vorbim și despre ea mai multe mai încolo, despre Sfântul Mitropolit Dosoftei. Să le spunem, dragilor noștri telespectatori, că s-a călugărit la Probota, de mic dorea să intre la mănăstire, să-și pună în valoare calitățile sale frumoase, adică s-a pus la picioarele lui Hristos: totul îți dăruiesc ție, Doamne, acolo. Dar a început traducerile, era foarte inteligent, iscusit, și a început să traducă din slavonă, el fiind primul care a tradus din slavonă și din greacă în limba românească. El este unul dintre aceia care au luptat ca limba românească să fie și în cult, dar și în societate. Sfântul Mitropolit Dosoftei a fost episcop de Huși, apoi a fost de roman și pentru viața sa sfântă a fost ales mitropolit al Moldovei. În 1686 a fost luat rob captiv de către poloni, în retragerea lor spre Polonia. Da, a fost luat mitropolitul Dosoftei împreună cu racla, cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou, cu toate odoarele, cu toate documentele. 93 de ani a stat moaștele în Polonia, dar Sfântul Dosoftei nu s-a mai întors. Și la Jolchiev, pe atunci era în Polonia, astăzi este în Ucraina orașul acesta, acolo este mormântul Sfântului
Dosoftei, mitropolitul Moldovei, cel care a versificat Psaltirea în 1673 și este prima operă versificată în limba română și este primul care a tradus din alte limbi în limba românească. El s-a luptat pentru limba română, ceea ce a reușit mai târziu Veniamin Costache în Moldova și Sfântul Andrei Șaguna în Transilvania. La unii Iev apare prima dată... Deci, Acatistul Maicii Domnului. Da, și Psaltirea versificată în 1673. Da. Și avem și imagini, da, avem icoana cu Sfântul Dosoftei, mitropolitul Moldovei. Haideți să vedem împreună, dragi telespectatori, ierarhul cărturar, iată, cu Sfânta Evanghelie în mână, cu hainele arhierești. El are engolpionul și crucea la gât și cârja arhierească. Acesta este Sfântul Mitropolit Dosoftei, canonizat de biserica noastră în 2005. Parcă avem și imagine cu Psaltirea în versuri, cea veche, cum arăta tipăritura aceea. Iată, se mai păstrează originalul și alte câteva copii după aceea. Era împodobită cu frontispici și frumos împodobită. Psaltirea în versuri, prima operă versificată în limba română. Spuneam de Asociația Culturală Sfântul Mitropolit Dosoftei. Vreme de 15 ani, aproximativ 800 de copii și de tineri au fost ajutați, unii să nu abandoneze școala, cu rechizite la început de an, cu hăinuțe, cu alimente, cu burse școlare. Ultima izbândă a fost la Susține Performanța, o campanie a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și două perechi de ochelari, pe lângă alte daruri la alți copilași, două perechi de ochelari au fost făcute la două studente provenite din orfelinat, care sunt la facultate și chiar învață foarte bine și au șanse mari să ajungă oameni mari în viață, pentru că fără carte nu ai parte. Știm vorba asta, cât de importantă este școala. Asociația Culturală Sfântul Mitropolit Dosoftei, care a organizat acum pe 12 decembrie seara, deci chiar în ziua prăznuirii Sfântului Mitropolit Dosoftei, a 14-a ediție a concertului extraordinar de colinde. Și au fost mai multe coruri, corul Asociației Tinerilor Ortodoxi Suceveni Atos, corul Străjire din Bucșoaia, filiala Atos Bucșoaia, corul Folk Dor, un grup de tineri și copii la chitară, îndrumați de domnul profesor Domoș de la Colegiul Național Petru Rareș și corul clasei 11B de la Colegiul Național Petru Rareș. La urmă, cireașa de pe tort a fost corala Sfântul Leonte de la Rădăuță, o corală de preoți și de alți muzicieni iscusiți și talentați. În cadrul acestei serii minunate a avut loc și gala voluntarilor Asociației Tinerilor Ortodoxi Suceveni ATOS. Și am pregătit pentru dumneavoastră crâmpeie din activitatea acestor tineri voluntari. Dacă au fost 153 de tineri și copii îmbrăcați în portul popular care au colindat în cadrul concertului extraordinar de colinde, 63 de tineri voluntari au fost premiați pentru activitatea lor de voluntariat, de dăruire, implicare, empatie în perioada pandemiei, perioada de carantinare a orașului Suceava, martie-mai 2020, au fost premiați pentru implicarea lor la Vama Siret și la Gara Burdujeni în perioada nefastă când refugiați mulți veneau și fugeau din calea războiului. 65 de zile neîntrerupte au fost tinerii noștri voluntari la Vama Siret și în Gara Burdujeni și ne-am bucurat de prezența în cadrul concertului și la gală, ne-am bucurat de prezența domnului Ovidiu Doroftei, șeful poliției locale, alături de care în pandemie am lucrat, i-au lucrat mai mult decât noi, noi am fost pe lângă ei să-i ajutăm și de la ISU a fost domnul major Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina-Suceava, care a fost neîntrerupt acolo și noi am fost pe lângă voluntarii lor și pompierii de acolo și oamenii iscusiți de acolo care au muncit și s-au jertfit în Vama Siret, iar din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava a fost șefa de la urgențe, a fost doamna Sabina Doroftei. Datorită ei am avut copilașii aceia aflați în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, 100 aproximativ de copilași și nevăzători și surdomuți, au avut parte de zile de neuitat la Slătioara, tabere, programe de vacanță, s-au simțit minunat. Haideți să-i cunoaștem pe acești tineri voluntari și să cunoaștem activitatea lor din 2020, de la începutul pandemiei și până acum. Este un material de 12 minute și apoi în partea a doua o să cunoașteți două eleve extrem de implicate
și balul de caritate de la Colegiul Național Petru Rareș, care ne bate la ușă vinerea aceasta pe 16 decembrie. Mai multe despre balul de caritate în partea a doua. Noi vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru prezența în prima parte a emisiunii noastre. Da, fiți binecuvântați. Dumnezeu să vă țină sănătoși și să ajungeți... La fel și pe Sfinția voastră și pe dragii noștri telespectatori, să nu mai pierdem timpul. Urmează acest material cu tinerii noștri voluntari, Asociația Tinerilor Ortodoxul Ceveni ATOS. Thank you.
Ne-am reîntors în emisiune. Cu Doamne ajută, suntem în direct acum. Aceasta este jertfa voluntarilor noștri, plecăciune, cinste lor. Au arătat forță cu Dumnezeu în suflet și în inimă. Au arătat că au dragoste față de aproapele și cu siguranță și în viitor se vor strădui să fie receptivi și să sară pentru aproapele. Până la urmă este împlinirea poruncii Mântuitorului să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Avem invitate în studioul nostru două eleve de la Colegiul Național Petru Rareș, pentru că vorbim despre balul de caritate al Colegiului Național Petru Rareș și nu numai, pentru că ne-am propus să cunoașteți un picuț familia Colegiului Național Petru Rareș. Spune bună seara, Maia Cioată. Bună seara. Bună seara, Victoria Odochia. Bună seara. Sunt elevi la Colegiul Național Petru Rareș Suceava. Hai să fim direct la subiect. Balul de caritate al Colegiului Național Petru Rareș, tradiție în luna decembrie, înainte de sărbătoarea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Încep cu tine, Maia, unde și când va avea loc? Balul nostru va avea loc vinerea aceasta, pe 16 decembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Suceava. Suntem foarte entuziasmați pentru că în ultimii ani nu a fost timpul să facem acest bal. Și anul acesta a fost primul, după câțiva, aproape 3, deci am fost foarte implicați și toată lumea a vrut să facă cât mai multe și să ne implicăm cu toții, nu neapărat pentru noi, cât pentru copiii pe care îi ajutăm. Pe cine ajutați, Victoria? Am văzut acolo pe afiș, în Câmpulul Moldovenesc, dar voi știți mai multe, să le spuneți și dragilor noștri telespectatori. Păi, în fiecare an la balul de caritate de la Petru Rareș, noi ne alegem câte o cauză, iar anul acesta am ales să ajutăm copiii din Asociația Un Freamă de Speranță din Câmpul Lung. Acolo se află copii cu diferite dizabilități și încercăm și noi să-i ajutăm cum putem. Sperăm să strângem o sumă destul de mare de bani pentru a-i ajuta cu operațiile lor. Cum vă pot ajuta oamenii și chiar aș ruga regia, haideți să vedem și cum merge textul acela în bandă, este un mesaj scurt acolo, dar concret, cum vă pot ajuta oamenii? Concret, noi am dorit să invităm pe toți telespectatorii la balul nostru, avem invitații pe bază de donație, donațiile încep de la 25 de lei, dă fiecare cât poate, dar puțin câte puțin putem să-i ajutăm. Și vă așteptăm pe toți la spectacolul nostru. Este un spectacol caritabil, va fi musical. Cred că e prima dată în istoria liceului când va avea loc un astfel de spectacol. Avem foarte mulți copii talentați și încercăm să profităm de talentele lor. Și vom îmbina un spectacol cu foarte multe momente artistice frumoase pregătite de noi și colegii noștri. No, sună grozav și tema e cu muzical. Toți sunt elevi ai Colegiului Național Petru Rareș și implicați, da? Da. Aș vrea foarte pe scurt, am văzut acolo tema, am văzut când va avea loc, dar concret, 25 de lei și apoi fiecare va mai da. Unde trebuie să sune? Cu cine trebuie să ia legătura? Cum să ajungă bănuții aceștia la voi, ca de aici, să meargă la Câmpul Moldovenesc? Maia! Pot lua contact cu noi pe pagina noastră de Instagram sau de Facebook. Acolo ne puteți da mesaj sau suna la numărul de telefon care este acolo. Pot veni și la școală chiar sau pot apela la orice alt elev care vine la Petru Rareș, care poate veni la noi și să ne spună, pentru că cred că toată lumea vrea să ne ajute,
mai ales că nu păstrăm noi profiturile, ci le donăm. Deci avem mai multe căi prin care ne pot contacta. De asemenea, pot întreba diferiți profesori de la noi, pentru că sunt sigură că toți vor să ajute și toți vor să își facă partea, să zic așa. Da, așteptăm cât mai multă lume să vină și sperăm că o să le placă, pentru că am muncit foarte mult și avem o grămadă de momente, de la dans, la cântat, la teatru, deci cred că o să fie foarte frumos, adică nu cred, știu că o să fie foarte frumos. Am văzut ce bucurie este în colegiu, se apropie balul de caritate, fiecare implicat, fiecare are bucățica lui acolo de muncă, toți sunt copii inteligenți, copii care vor să se implice și vor să arate lume că sunt în stare să facă lucrul acesta și aș vrea să ne spuneți voi, pentru că e foarte interesant și foarte important pentru dragii noștri telespectatori, unii dintre ei au copii, sunt între a 8, am văzut pe primul loc preferința pentru Colegiul Național Petru Rareș, pentru copiii de clasa 8-a. Cum vă mai împărțiți voi între balul de caritate, între o grămadă de cluburi care există la noi în colegiu, activități și celelalte proiecte în care sunteți implicate? Pe rând, haideți, cu Doamne ajută! Păi, eu personal încerc să îmbin învățatul cu calitățile artistice pe care le am. Încerc să îmi fac timp liber pentru diferite activități, cum ar fi activități de voluntariat, mai ales că la noi la școală sunt extrem de multe variante de unde puteți alege. De asemenea, la noi la liceu vă puteți înscrie și în diferite cluburi. Avem de la juridică, la teatru și videoart și așa mai departe. De asemenea, avem foarte multe activități în perioada sărbătorilor și concursuri. Ca, de exemplu, cea mai frumoasă clasă sau cea mai frumoasă ușă, cum este decorată. Iar fiecare încercăm să facem și altceva pe lângă școală și învățat. Se vorbește mult în engleză, în franceză, în germană, în spaniolă. Sunt profesori și din străinătate veniți și sunt încântați de activitățile pe care voi le desfășurați, mai ales acestea din luna decembrie, când sunt una lângă alta, activitățile astea. Și chiar le facem invitația celor care încă nu știu despre ce este vorba să vină să vadă profesorii aceștia care vin din străinătate și dau și concurs cu elevii noștri și se prezintă foarte bine elevii noștri. Avem profesori, da? Tu ai și la clasă. Desigur. Și nu doar profesori, ci și elevi veniți în schimburi de experiențe, care sunt uimiți la plecarea din România de tradițiile noastre, de dragostea cu care îi tratăm și, și cât de primitori suntem cu ei. De exemplu, din Germania, după cum știm, ei sunt un pic mai reci, iar când vin la noi pleacă uimiți și pleacă cu dragoste în suflet, pentru că noi îi primim cu tot ce avem mai bun, le arătăm ce avem mai frumos în oraș și în școală, iar cu această ocazie învățăm și mai mult de la ei, pentru că putem să vorbim cu o persoană nativă, cu o persoană care vorbește germană sau engleză pe tot parcursul vieții și așa, și învățăm mult mai multe cuvinte, expresii, dar și obiceiurile lor și tradițiile lor, pentru că, după cum știm, sunt foarte diferite de ale noastre, din Orient sau din Occident, de oriunde ar fi ele. Îmi vine acum în minte numai cluburile acelea, oameni care au brevet de invenție, le-au înregistrat, sunt oamenii aceia care mâine urmează de acum, pleacă la Singapore, avem echipă de la noi, de la Petru Raj. Deci asta arată că nu este doar de la Dumnezeu inteligența din naștere, este și multă muncă. Și munca asta se face cu bucurie, cu zâmbetul pe buze. Chiar mă întâlnesc cu mulți oameni și spun, măi, dar acolo voi păreți ca o familie. Așa e, nu? Ziceți voi că sunteți de acolo eleve, eu sunt profesor, eu văd ca o familie și văd că este mare bucurie, dar ziceți voi, elevii. Noi când mergem la școală, noi mergem cu drag, nu mergem obligați și cred că ăsta este cel mai important lucru, să mergi cu plăcere și să poți învăța și cu mai multă plăcere, mai ales că noi ne simțim exact ca o familie, cum a zis și dumneavoastră, ne înțelegem foarte bine între noi, colectivul este foarte primitor, de aceea așteptăm cât mai mulți elevi de clasa 8-a la noi în școală anul viitor. Păi, în preferință este locul întâi și chiar ne bucurăm pentru asta. Tocmai ceea ce spuneți voi, activitățile, cluburile, toate proiectele, faptul că ei simt din exterior că
e locul lor acolo. Nu neapărat că suntem mai artiști, dar într-adevăr, cu sufletul gândim, dacă pot să spun expresia aceasta. Deci avem o inimă mare, avem un suflet frumos. Se vede asta și la profesori? Vă întreb, nu știu, nu vă scodesc. Desigur, nu? Și profesorii, mai ales în perioada aceasta, au fost foarte înțelegători cu noi, adică ne-au ajutat cu tot ce au putut pentru a realiza acest bal. Și au fost înțelegători cu faptul că poate ne gândim la ceva, poate ne gândim la cum să facem decorul sau poate ne gândim la o idee pentru scenetă. Au fost foarte înțelegători cu noi și ne-au ajutat cu cât au putut ei de mult. Și cum ați zis dumneavoastră, copiii cred că ar trebui să aibă în vedere și acest lucru când se gândesc unde să vină la liceu. Pentru că auzim povești de peste tot, mai bune, mai rele, nu știi ce să crezi câteodată, dar cel mai bine cred că îți dai seama când vii și vizitezi liceul, pentru că noi avem și săptămâna bobocilor, când poți să vii să vezi exact despre ce este vorba. Am participat și la târgurile de licee, mai ales am fost și eu chiar anul trecut și am prezentat prospecților pretendenți, să zic așa. Sunt curios, ce le spuneți când mergeți să prezentați liceul celor de a opta despre aulă? Ce epitet folosiți voi? Ce adjectiv folosiți când trebuie să spuneți ceva despre aula noastră? Păi, aula noastră este o clădire foarte nouă, care are un aspect foarte frumos. La niciun liceu nu mai pot vedea un astfel de monument, ca să zic așa, că arată extrem de frumos. Are și multe locuri și da, tribună și ecrane și orice activitate acolo poți să o faci. De asemenea, există și foarte multă tehnologie. Avem un laborator de informatică care este foarte bine dotat și noi încercăm să ne folosim de el ca să putem învăța cu cât mai mult. E grozav, arată foarte bine. Când intenționați să mergeți la Câmpul Lung cu bănuți? Va trece și balul ăsta de caritate de vineri, vin și sărbătorile aceste de iarnă frumoase, sărbători de bucurie, de familie. Când vă propuneți? Că trebuie să ne mai vedem o dată în emisiune. Cred că frumos ar fi să ajungem la copii până de Crăciun, pentru că acum este perioada în care vrei să oferi cât mai mult și în care copiii au nevoie cel mai mult și nu numai cu bănuții, ci și am încercat să mergem și cu, nu neapărat cadouri, dar, nu știu, un dulce, o felicitare, ceva să aducă bucurie copiilor, pentru că în perioada asta toată lumea are nevoie de un pic de bucurie și de un pic de dezvâc să continui și în noul an să fii la fel de bun, să fii la fel de darnic, să zic așa. Promiteți că după anul nou, imediat ce începe școala, veniți și cu câteva fotografii și da, ne spuneți cum v-au primit copiii aceia și tare aș vrea să mergem după vreo 5-6 luni acolo și să vedem pe acei copilași care, cu jertfa voastră, a celor care participă la balul de caritate, deci a tuturor, copiii aceia au mers pe picioarele lor, au ieșit de acolo mai îndrăveniți, fără să aibă nevoie de ajutor și să privească înainte la viitor cu optimism și cu nădejde. Pot să merg, Doamne, vreau să fac ceea ce visez, să vedem că ei au vise care devin realitate prin muncă, dar mergând și pe picioarele lor. Promiteți? Sigur, da. Un mesaj pentru colegii voștri care sunt acum implicați la balul de caritate. Pe rând, poftim, Victoria! Păi, eu vreau să-i încurajez, să le dau speranță că totul o să fie bine și o să ne iasă exact așa cum ne-am dorit. Sperăm să vă placă și dumneavoastră balul nostru, mai ales că am depus atât de multă muncă și am încercat să scoatem ce este mai frumos din el și să arătăm ce putem noi aici la Petru Rareș. A, grozav, poftim, Maia! Eu vreau să mulțumesc tuturor pentru buna colaborare, pentru că câteodată au mai intervenit mici discuții sau hârjone, să zic așa, dar asta este normal în organizarea unui eveniment care noi vrem să iasă foarte frumos și da, îmi pare rău în primul rând pentru asta, dar cred că rezultatul va fi unul favorabil și abia aștept să colaborez din nou cu ei și la anul pentru balul bobocilor. Da, finalitatea contează, sunt treburi organizatorice, ca în orice lucru la care se muncește, dar aș mai vrea și pentru dragii noștri telespectatori care deja se gândesc acum să vină la Petru Rareș, să vină să vă sune, să ia contact cu voi, pentru că deja simțim noi că ați pătruns cu mesajul frumos. Un mesaj, cum ați vrea voi să-i convingeți pe cei mai mulți dintre dragii noștri de respectatori să facă o faptă bună? Poftim, Victoria! O faptă bună consider că nu trebuie făcută doar de Crăciun,
trebuie făcută în tot restul anului, dar fiind balul de caritate, ne-am ales această zi de vineri să îi putem ajuta strângându-ne toți și să vizionăm și spectacolul, ca să ne putem bucura și pe noi, dar și acești copii. Nu știu ce să mai zic în afară de aceasta, pentru că toată lumea știe că noi încercăm să facem ce este mai bine pentru acești copii. În același timp, noi ne și distrăm și colaborăm între noi și ne cunoaștem mai bine, deci mi se pare o situație de câștig comun. Deci, cred că și spectatorii vor pleca cu zâmbetul pe buze de la spectacolul nostru. Bine faci, bine găsești. Așadar, să fim oameni buni și să arătăm acest lucru tot timpul, ca să spun, cum ai zis tu, Victoria, iar tu, cum, ca să te citesc și pe tine cu zâmbetul pe buze, deci să dăruim cu bucurie, pentru că dăruind vei dobândi. Și vreau să vă felicit, pentru că văd activitățile voastre și mă bucur că sunteți implicați toți acolo și sunteți niște copii extraordinari toți. Mă bucur că sunteți și surse de inspirație pentru alții care fac astfel de evenimente și au astfel de proiecte, sunteți surse de inspirație. Asta înseamnă că sunteți forță, sunteți puternici, sunteți creativi, știți ce vreți să faceți și atunci sunteți surse de inspirație pentru toată lumea. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Maia, Victoria, prin voi vă salut pe toți elevii de la Colegiul Național Petru Raș, pe toți colegii mei, profesori, și ceilalți care se îngrijesc, personalul auxiliar, să dea Dumnezeu sănătate, să fim optimiști și plini de nădejde. Haideți să dăruim, se poate, 25 de lei mai puțin decât o pizza, 25 de lei mai puțin decât multe lucruri pe care le luăm și unele sunt nefolositoare sau chiar dacă sunt folositoare, sunt aici pământești care au un termen limitat. Așadar, să investim în veșnicie. Haideți să ajutăm niște copilași să meargă acolo și vă așteptăm pe toți la balul de caritate din data de 16 decembrie la orele 18 și 15 minute. Până data viitoare, o săptămână binecuvântată să aveți. Doamne ajută, numai bine!